Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a anunțat că circulația în sistem semaforizat a fost reluată pe podul din Zvoriștea, care face legătura între județele Suceava și Botoșani. Această măsură a fost luată după ce, săptămâna trecută, semaforizarea provizorie de pe podul peste Siret a fost dezactivată de către niște persoane neidentificate care au sustras bateria unuia dintre dispozitivele montate la capătul dinspre Botoșani al podului. În urma acestui incident, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a sesizat poliția, care a deschis un dosar penal în acest caz. Pentru a preveni situații similare în viitor, drumarii au luat măsuri și au decis să pună acumulatorii de la sistemul de semaforizare sub lacăt, asigurând astfel că dispozitivele rămân intacte și funcționale. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași reamintește conducătorilor auto că pe podul de la Zvoriștea există o restricție de tonaj de 7 tone, iar circulația autovehiculelor se va desfășura semaforizat pe axul drumului. Această măsură este necesară pentru a asigura siguranța circulației pe pod și pentru a preveni eventuale incidente în zona respectivă.